Salut urbaniacilor! În general, omul este un animal lacom, un sclav al exceselor, un risipitor, un prost manager al resurselor de care dispune și adjectivele negative pot continua la nesfârșit. Totuși, nu suntem aici să ne denigrăm propria specie, ci dimpotrivă, să scoatem în evidență acele specimene care ies din comun și care de cele mai multe ori aduc un aport semnificativ evoluției conștiinței noastre colective. Astăzi am stat de vorbă cu un romașcan simplu și modest, dar ieșit din comun atunci când vine vorba de complexitatea ideilor pe care le expune. Florin este unul din puținii tineri autodidacți pasionați de arhitectură. Și nu orice fel de arhitectură, arhitectură ecologică. Avangardist și în același timp conservator și tradiționalist, Florin a reușit să proiecteze și să construiască o casă ecologică din paie. Da, paie, ați auzit bine. Micul nostru arhitect a reușit să se folosească de anumite materiale pe care alții le consideră deșeuri sau în cele mai bune cazuri biproduse. Haideți să vedem ce a ieșit din mâinile tânărului nostru constructor. Să nu fiți speriați de hainele de șantier. Lumea mai și muncește, nu doar se laudă. Este vorba despre o casă ecologică, cam 80%. Mă refer la pereții exteriori ai casei, care sunt făcuți din paie, cum s-ar spune, și pe structură de lemn. Ca să afli toată lumea că nu-i făcut doar numai din paie, fără structura de lemn, ca să aibă cât de cât rezistență. Da. Am înțeles. Acum că am trasat așa în mare ideea principală și subiectul despre care o să vorbim, vreau să te rog să te prezint. Cine ești tu? Cine este Florin, supranumit Iarbă? Da, e o întrebare foarte grea ca să pot să-mi fac o autobiografie așa rapidă. Da. Cine ești? Când te-ai născut? Vă pot spune cam cu ce mă ocup, așa. Mă ocup cu construcții, în special șeminee, grătare de grădină și case eco, da. Din câte știm, tu mai ai o altă mare pasiune. Vreau să vorbim puțin despre ea. Da. Da, motociclismul, așa este. E o pasiune foarte, foarte, foarte mare și... Cum te-ai apucat tu de motociclism? De unde pasiunea asta? Cred că de la un bun prieten, care acum el nu mai are motociclete, nu a avut înainte. Nu știu, ar fi bine să nu dau nume, că e mai bine, da. Așa, el mi-a inspirat pasiunea asta motociclismului și, chiar mă bucur și îmi place foarte mult că am îmbrățișat această pasiune a motociclismului. Să înțeleg că erați prieten foarte bun și la un moment dat el a venit la tine sau tu ai furat pasiunea asta de la el? El m-a îndrumat pe drumul acesta al motociclismului și ușor mi-a luat prima dată o motocicletă rusească, cum se practica, adică nu se practica. Nu erau bani și așa aveam noi în grup. Așa a pornit totul, exact. La o motocicletă rusească, Iz Jupiter 5, mi-aduc aminte și acum, am luat-o, am început să tai în ea, să o modific, pe la garaj, pe la un prieten, nu dau nume că mi-e bine. Și de acolo, ușor, pe urmă am vândut motocicleta respectivă, mi-am luat alta mai mare și tot așa. Casa ta, din câte ne-ai povestit înaintea interviului, are o poveste foarte interesantă. Pe terenul pe care ai început să construiești casa ecologică, prima dată ai construit garajul pentru motociclete, așa este? Da, așa este. Deci, lăsând la o parte faptul că ai construit o casă ecologică, ceea ce nu foarte multă lume poate să o facă, această casă este într-o strânsă legătură cu cealaltă pasiune a ta, motociclismul. Totul a plecat de la garajul pentru motociclete. Da, așa este. Prima dată am făcut garajul pentru... Deci ăsta a fost și scopul. Că mi-am dorit foarte mult să am o casă cu garaj.
Și prima dată ți-ai construit garajul. Și prima dată mi-am construit garajul, da, ca să pot să pun motocicletele acolo una la una. Și să pot să repar, să fac motociclete, să pot stai în ele, să pot să folosesc un pic flex sau cum vreau eu și imaginația mea, cum îmi doresc eu. Și am stat în garaj cam vreo 3 luni de zile, cam așa am stat în garaj. Da. N-avea pereți, mi-am făcut eu acolo un fel de un loc cu jumate de garaj cu niște chestii. Și după aceea, ușor, ușor, când o mai luat un pic amploare casa cu pereții, cu acoperișul, cu așa, după aia m-am mutat din garaj, am venit în casă și am început la interior prin casă să fac. Hai să vorbim puțin despre casă. Care au fost pașii? Cum, de unde a plecat totul? Cum ai pornit totul? Să înțeleg că terenul l-ai avut dinainte sau l-ai cumpărat? Nu, l-am cumpărat. Când am ajuns aici era doar teren arabir. Nu era nimic. Și l-am luat de la un prieten de aici din sat. Mi-a spus care e un teren de vânzare. Și ușor, ușor am zis că fac casă pe el aici, frumos. M-am apucat, am făcut temelia, dar înainte de asta m-am uitat pe internet. Eu știam chestia asta cu casa din Baloz de Paie, m-am interesat, m-am documentat destul de bine. Și am zis că de ce nu, să-mi fac și eu una. Și, ok, ai săpat o groapă, presupun, da, pentru temelie. Ai făcut temelia... Fundație. După aceea temelie... Hai să intrăm puțin în detalii tehnice, ca să știe și lumea în ce... Care ar fi pașii pentru a ridica o astfel de casă? Da. Păi, prima și prima dată trebuie trasat. Da. După aceea vine săpat șanțul pentru fundații, pistii, fundații, temelia și după aceea începem cu structura din lemn. Eu așa am făcut. După ce am făcut toată structura din lemn, am început cu baloții de paie care i-am încadrat între grinzile de lemn, cum s-ar spune. Cu contrafisii frumos, decupați baloți, băgați, contrafisii băgați în baloți, frumos. După aceea, dar înainte de a pune baloții, am pus un rând de plase de buzău roate, peste tot, bătut pe grinzile de lemn. Baloții să stea ca într-o menghină, spuneai tu la începutul. Da. Prima dată am pus un rând de plase de buzău în interior, după aceea o plasă pe exterior. Și baloții stau încadrați exact în două plase de buzău, plinse cu plasele una de alta cu sârmă de trei, am folosit eu. Cu ce trebuie tratați baloții de paie? Toată lumea știe că paiele sunt un material organic care se aprinde foarte ușor și putrezește foarte ușor. Eu i-am tratat prima dată cu sulfat de cupru, ci că se spune că e bun pentru mucegai, da, să nu mucegai asta. Fungic, da. După aceea am căutat cu un prieten un insecticid. M-am dus la cineva la magazin și doamna de acolo mi-a spus nu lua insecticid de ăsta, că s-ar putea să trezești, că o să ai numai bubi prin cafe. Și mi-a recomandat pelin, insecticid natural. Și mi-a dus cineva vreo 2 saci de pelin, da, și m-am apucat frumos, am luat o oală mare și l-am fert și am dat cu pelin. Pelin, fiert. Cu zama. Cu infuzie, cu ce ai de pelin, ai stropit baloții. Peste tot, da. Și după aceea nu i-am mai tratat cu nimic, am lăsat așa. Deci cu sulfat de cupru și cu pelin. Piatră vânătă și pelin, da, să știi. Da, vreau să spun că chiar dacă râd unii că am tratat cu pelin, după vreo maxim 2 ore după ce am tratat, aveam geamurile puse. Ieșau gângănile, dacă mă crezi, din balote de paie ieșau, se ridicau pe geam, pe cuvânt, dacă nu. Da, eu am rămas tâmpit, am zis, uite, doamne, ci... fără să dai prea mulți bani pe insecticide sau chestii. Deci... Cel mai bun insecticid natural, ca să păstrăm izul ăsta de eco acasă. Ce vreau să te mai întreb? Am făcut temelia, am făcut structura de grinzi, am pus baloții, am încadrat în plasă. Care a fost următorul pas? Ce a urmat? Următorul pas a fost să fac exteriorul, care nu l-am făcut eu, trebuie să recunosc. Am adus o echipă de 3 băieți și ei au tencuit pe afară, dar au tencuit după rețeta mea. Adică tencuială clasică, nisip cu var. Fără ciment. Adică ciment am pus o lopată la o betoneră de 4 roabe.
O lopată de ciment, atât. Foarte puțin. Foarte puțin, da. Și chiar s-a legat foarte bine că au venit mulți curioși și au zis, cum, domnule, nu, numai varș cu nisip, cum, o leacă de ciment acolo, n-ai pus măcar un sac la betonier? Eu zic, nu, domnule, nu. Și dădeau cu pumnul și băteau în perete să vadă dacă nu cade. Da, din câte știm noi, amestecul de mortar clasic, de pe timp, tocmai de pe, da, care datează de pe vremea romanilor, se făcea cu var și cu nisip. Fără, nici nu era cunoscut cimentul la vremea respectivă. Da. Și sunt construcții care au rezistat până în ziua de azi, făcute pe baza mortarului respectiv. Așa este, da. Mai ales că peretele poate să respire ușor. Ei, dar înainte de a te încui, am pus o rapiță. Cei care sunt în domeniul construcției știu. E un fel de plasă cu niște găurele și subțirică, așa. Pus să piste balot. Ca să... să țină bine te încuiala, da. Interiorul cum l-ai făcut? La interior m-a mai ajutat un prieten, care e pe aici pe lângă mine, dar în fine, nu așa. Am început cu baligă de cal, cu lut și baligă de cal, prima și prima dată. Ăla e un fel de, cum ar spune cei care te încuiesc, șpriț. Așa. După aceea vine stratul, primul strat, stratul de tencuială, var, nisip și lut. Argilă. Argilă, da. După ce se tencuiește, exact acela, cum se tencuiește normal, cu stâlpi frumos, făcut, tras la dreptar, cât de cât, nu perfect, că asta e și frumusețea, să nu fie prea perfect. Iar după aceea, tinciu de lut. Ei, la tinciu de lut vine var, nu, vine nisip, lut și făină de secare. Da. Rețeta e luată, da, rețeta e luată de la un neamț, de pe internet, pe cuvânt, da, ci că ăla are case făcute care au 100 de ani și n-au nimic. Făina de secare e folosită ca izolator sau ca liant ca să țină? Deci cum e aici, de exemplu, ăsta e ultimul strat. Da. Ei, ultimul strat ăsta e tinciu care e lut cu nisip și făină de secare, dar nisip fin. Nu știu care e rolul făinii de secare, dar chestia este că prinde foarte bine varul ăsta pe perete. Înțelegi? Înțeles. Nu cade, nu... Am văzut niște modele foarte interesante, apropo de peretele ăsta. Cum ai obținut modelul ăsta? Da. Am folosit var natural. Nu-i var valabil sau lavabil, cum așa. E un var natural și... că e făcut cu mai multe nuanțe de culori, cam așa ceva. Luat cu două bidinele să faci, deci se dă prima dată un strat la o culoare, da. Se ia să moaie în o culoare, două culori, o bidinea, se dă câteva pete și numai cu cealaltă în apă. Și se freacă pe lângă petele alea până când îi dă nuanța asta. Așa. Ca să fie petele complementare, un fel de umbre. Da. E o tehnică de pictură asta, chiar dacă nu mă înșel. Nu știu exact cum îi zice, dar artiștii pictori știu mai bine. Da, posibil că... Te-ai inspirat de undeva sau... Nu. A fost o idee din moment, chiar azi dimineață. M-am trezit cu... Să înțeleg că peretele ăsta azi l-ai făcut, nu? Da, peretele azi încă mai trebuie să mai usuci un pic, că încă-i ud deocamdată. Da, iar în partea asta, acolo unde se vede chestia, nu știu dacă se vede în cameră, o să fie un tablou ceva. Acolo pictat din glet cu șpacluri și cu oxiz. Tot de ăștia natural. Da. Ceva care... Am văzut niște grinzi foarte frumoase sus, ieșite. O să... Colegul o să le filmeze după acest interviu. De ce nu le-ai încadrat în plafon și le-ai lăsat la vedere? Păi pentru că stilul rustic, una la mână. Și eu nu sunt adeptul gipsului. Pentru una, costă foarte mult, da. E muncă în plus și ia tot esteticul la o casă. Un rigips eu îl folosesc doar să part un perete și atât. Nu mi-aș pune rigips pe tavane sau spoturi sau chestii de astea moderne, cum s-ar zice. Iar
cu faza cu grinzile așa lăsate la vedere, a fost muncă mai puțină și mult mai ieftin. Mai ieftin și dă bine și da, se încadrează. Da, se încadrează, da, se încadrează în stil, cum s-ar spune. Cine a spus că e ușor, ca să parafrazez un cunoscut artist muzician român? Unii ar spune că ambiția este mama tuturor reușitelor și atâta timp cât rămâi ancorat în realitate și cu picioarele pe pământ, poți să faci orice. Totuși, în cazul lui Florin, determinarea nu a însemnat totul. Îmbinând vechea sa pasiune, motociclismul, cu dorința de a avea un garaj cu casă, nu casă cu garaj ca majoritatea cazurilor, el a reușit să-și ducă visul până la sfârșit, mânat de o nemărginită abnegație față de ecologie și rustic. Pe viitor, Florin se imaginează într-o curte clasic românească, cu grătar, cu polă de vie, înconjurat de mulți prieteni cu care să discute despre motociclete și eventual să le opereze, făcând câteva transplanturi de rezervoare, cadre și apărători pentru roți. Băi, Florine, ori cu porcul gras în băutură, ori cu slănina în pod. Hotărăște-te, ce? Doamne, iartă-mă! În ce proporție este această casă terminată și ce mai e de lucrat la ea? Eu cred că în proporție de 75%, cam așa. Pentru că partea de jos e aproape terminată, mai am partea de sus, care la partea de sus mai sunt două camere, o baie și o parte din masardă, am făcut o pod. Acolo o să fie dressing de haine cu ventilații, cu așa. Iar aici în față o să vină un mic holișor făcut, încerc să-l facă decât tot așa la semi-rotund cumva, sub balcon. Nu se vede balconul, dar așa. Iar în spate o să fie o terasă cu un cuptoraș, cu un grătărel, cu chestii pentru... Cum se poartă la români. Cum se poartă la români, da, da. Pentru prieteni și pentru... Na. Am văzut că băieții sapă de zor în spate o fântână. Vorbește-ne puțin despre această fântână. De ce fântână și nu ți-ai tras apă? Pentru că, sincer să fiu, de asta am optat la o casă naturală. Vreau și o apă naturală, crede-mi. Și... De asta am și adus o echipă de băieți ca să sapi fântâna. Mă bucur foarte mult că am dat de apă. Acum nu știu cum e apa, când n-am gustat din ea să vă cum. Să înțeleg că a fost săpată la risc fântâna asta. Da. Poate că dăm, poate că nu dăm de apă. Exact, exact, da. Pentru că apa e la 25 de metri. Eu la 25 de metri am dat de apă aici și putea să nu dea de apă. Ea a fost săpată la mână. Da, cu niște... Eu... Când au venit echipa, au venit băieți cu scule, m-am uitat așa, băi, n-am zis nimic, am sceptic, am zis, băi, cum sapă oamenii? Când au început băieții, pac, nu mai văd, că prima zor săpa vreo 5 metri, pe urmă, bă, dar uite, bă, când mergi și cu sculii de-astea. Au spor. Da, au spor, da. Ce costuri? Cât ai investit în această construcție? Care au fost costurile? Dacă e să fii numai în casă, eu am cumpărat de aici, cum s-ar spune, am luat-o de la zero. Deci nimic nu e. Da, ne-ai spus că prima dată ai cumpărat teren, ulterior ai început cu construcția. Haideți să le luăm așa, pe pași. Ei, doar numai în casă, cred că ori intra vreo 15.000, 14.000, 15.000 de euro. Și cu tot cu teren? Bine, nu. Terenul... Cam 20.000 de euro, cred, până acum, dacă nu mă înșel. Și ca să termin construcția, cât mai urmează? Cât mai urmează să investești? Cam încă, cred că cu totul, cam încă 5.000 de euro cu totul. Și pe afară, garduri și am zis eu așa. Deci cu 25.000 de euro, care este prețul unui apartament modest în oraș, tu ți-ai cumpărat teren, ți-ai făcut o casă cu etaj, de două ori mai mare decât un apartament în oraș, cu aproximație. Ți-ai săpat o fântână. Da. Ai un garaj în spate unde îți poți... Da. Deci e o chestie foarte, foarte ok din punct de vedere al costurilor.
E mult mai mult decât s-ar aștepta cineva de la 25.000 de euro. Eu zic că e bine, da. Mai ales că terenul pare cam 1000 de metri pătrați, așa, cum se mai poate pune un strat, o chestie, o... și una, iar a doua la mână nu se compară cu liniștea care oferă. Asta e cea mai importantă chestie. Da. Liniștea și totul este natural aproape. Aproape cam 100%. Dacă... Ținând cont că tu ai o oarecare experiență în construcții dinainte, iar acum că ți-ai construit casa asta, ai experiență și în construirea caselor ecologice, te-ai gândit vreodată să consiliezi pe cineva, să dai un sfat cuiva, unui prieten, unuia care te va plăti? Te-ai gândit, cu alte cuvinte, să faci asta pentru bani pe viitor? Da, de ce nu? Da, dacă are și bani din chestia asta și vrea cineva să-l ajut să facă o chestie de asta, da. Ai un cont de Facebook sau, eu știu, o modalitate ca oamenii să intre în contact cu tine? Da, am cont și pe Facebook, Iarbă Florin. Da. De ce iarbă? Deci lumea trebuie să înțeleagă că iarbă nu vine de la cine știe ce etnobotanice sau chestii de genul ăsta. Dar trebuie să precizez chestia asta. Acum câțiva ani, am fost vegetarian vreo 7 ani de zile. Când mă duceam cu băieții la grătare, ei mâncau carne, așa, eu eram cu culegeam ciuperci, puneam alte chestii pe grătare. De acolo au zis că, băi, iarbă, știi? Și au rămas iarbă, nu că mă ocup cu etnobotanice sau, Doamne ferește. Sfaturi, uite, hai să o luăm altfel. Eu de fiecare dată, la fiecare emisiune Urbania, fac în felul următor. Eu mă pun pe mine în postura de novice sau adept al domeniului despre care se vorbește. Să presupunem că eu vreau să îmi fac o casă ecologică la fel ca tine. Care sunt pașii așa în mare să trasăm niște idei principale? De ce ar trebui să ții cont, să țin eu cont și care ar fi pașii pe care ar trebui să-i urmez? Da. Prima dată, materia primă, baloță de paie. Ăștia de unde pot să-i cumpăr? De pe la țărani, cum s-ar spune, da. Da. Și, de exemplu, costă foarte puțin. Eu am dat 2 lei balotul de paie. Nu cred că e mult. În casa asta au intrat 350 de baloți. Numărați. Așa. E o casă, să zice așa, de 43 de metri pătrați jos și 33 de metri pătrați sus. Interior, locuibil. Am înțeles. Așa. Suprafață locuibil. Suprafață locuibil. Iar peretele sunt cam de 50 grosimi. Destul de gros. Izolează bine? Da, da. Deci toată casa o încălzesc doar cu șemineu. Atât. Altceva nu am. Altă sursă de încălzire nu am și pot să pun mâna pe inimă să zic că după ce am încărcat interiorul, am 20 de grade jos, lejer. Sus e mai cald tot timpul, că se ridică căldura sus. Da. Așa, după ce și-a luat baloță de paie, ar fi bine să-și iei lemnul, să-l pună la uscat. Iar după aceea să apuci ușor, ușor să trasezi și iei un teren, care au teren, trasezi și fac structura și fac actele necesare, care este așa, și care costă un pic alea. Și cu doi băieți îndămânoși faci o casă de asta lejer. Eu am avut un singur băiat când m-am apucat. Cam cât a durat toată construcția? Am uitat să te întreb. Am început anul trecut la sfârșitul lui iulie și i-am pus acoperișul înainte din noiembrie. Am lucrat numai eu cu un băiat, atât. Deci în 3-4 luni, în proporție de 70%, ca să a fost gata. Da, da. După aceea, la interior. Începi lucrarea la interior, care ia mult timp. Da. De la interior am făcut eu singur și m-a ajutat un prieten, care e pe aici, dar și pe afară. Așa. Și cu el amândoi, ușor, ușor, am încărcat pereți de paie, cu lut, cu așa. Iar finisajul am făcut singur cu mânuța mea. E mai ușor să construiești o casă ecologică decât să construiești o casă pe model clasic, din cărămidă, beton sau eu știu alte... Nu, ca muncă,
e mai greu. Necesită mai multă muncă o casă ecologică, părerea mea, nu știu, decât o casă clasică, cum s-ar spune. Casa clasică nu vreau să-l jignesc pe nimeni, dar e pentru cei care sunt comozi. Da, cam așa ceva. Ei, cărămidă, pac, ai pus-o și mergi în continuare. Ai tras o sfoară și îi dai, pac, 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 imediat ai făcut peretele. De când aici nu. Aici necesită, e vorba de migală. E și migală și muncă. Iei balotul, pe urma pune balotul, împinge-l, bate-l cu mai, să așezi, ia-l cu drujba, l-am berberit cu drujba, peretele se iese perfect. Perfect, să iese drept, cât de cât. Da. Sunt mai multe etape decât ar fi o casă normală, cu zidită din bolțar sau din BCA sau din orice material care nu e ecologic. Am înțeles. Deci, cu multă muncă, cu migală, cu materiale ecologice care trebuie căutate prin sate, prin târguri de lemn, se poate face treabă frumoasă. Acum, pe finalul emisiunii, hai să vorbim puțin, nu știu, despre ce ne taie capul. Hai să vorbim despre cealaltă pasiune a ta, motocicletele. Se mai organizează adunări între motocicliști, care mai e pulsul romanului vis-a-vis de acest subiect? Ce se mai întâmplă? Ce mai fac băieții? Ce mai fac fetele? Da, sincer să fiu, cu motociclistul m-am lăsat un pic mai... Așa, cam sărit un pic din peisaj anul trecut, că nu prea m-am reușit să ajung pe la nici. A fost ocupat cu casa. Da, da. Dar în schimb am avut multe vizite, tot timpul băieții din Roma în care au trecut spre piatra, au oprit, am stat de vorbă, au venit pe aici, am fumat o țigară, am băut o cafea, treabă, mi-au mai povestit ce s-a mai întâmplat pe acolo. E... Oricum, legătura am ținut-o în continuare, chiar dacă n-am avut eu posibilitate și timpul. Există șansa ca pe viitor, atunci când vei termina casa, vei avea curtea amenajată, să faci un fel de loc de adunare a motocicliștilor? Cu siguranță că am să-i adun, normal. Dar să-i adun în spate, după ce fac terasa acolo, vreau ca să-i adun, să stăm și noi la un șpriț, la o bere, la un grătar. La o chestie. Te-ai gândit vreodată să, ca garajul pe care urmează să-l amenajezi și să-l termini, te-ai gândit vreodată să faci un loc unde să-i ajuți pe alții cu modificatul motocicletelor sau tu să-ți deschizi o firmă în acest domeniu? Din câte am înțeles, tu ești fan înrăit chestia asta. Păi, da, de la prima motocicletă când am luat-o, nu prea mi-a plăcut cum arată originală și am zis că să bag un pic flexul, să mai tai din ele, de le dreacu, că sunt prea multe pe... să mai simplific un pic. Și... Sincer să fiu, la o firmă nu m-am gândit ca să fac pentru a modifica, dar de ajutat, da, aș ajuta prietenii care vrea să modifice după ce gata garajul, să vină, stăm la o schimbare de idei, la o chestie, că așa se face. Și la întrunirii moto la fel când te duci. Deci oricine are o motocicletă de care nu-i place, o motocicletă considerată urâtă, te poate contacta pe Facebook sau la un telefon, stă de vorbă cu tine și tu, în măsura în care poți să-l ajuți cu o idee sau eventual cu munca brută, nu? De a modifica. Da, 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 da. Pentru asta va fi, cred că, de la toamnă, când termin, cam deja motocicleta mea care o să fie prima pistand, cum s-ar spune, atunci poate o să vă invit iarăși la mine, poate facem un reportaj frumos și acolo cu motocicleta. Mulțumim de invitație, cu siguranță o să fim prezenți, numai decât. E un vulcan 800, el acum arată jalnic, n-au mai avut grijă nimeni de el. Când încep lucrarea la el, ar fi fain să facem un reportaj, că vreau să-l aduc să arate frumos. Imaginați-vă, vară, soarele dogoare, grătarele sfârie, tobele de evacuare pocnesc, mirosul de motor în doi timpi, zgâdile, nările și traheea, riscul de a aprinde pereții case de paie crește, flexul zbârnie de zori. Mai vreți? Dacă da, când veți avea drum spre Piatra Neamț,
Nu uitați să aruncați o privire pe partea stângă a drumului la intrare în comuna Dulcești pentru a admira minunăția. Până atunci, încercați ca în fiecare zi să vă reamintiți că trăim pe o planetă șubrezită de interesele noastre materiale, planetă care nu știu cât ne va mai suporta mofturile noastre de conquistadori fără scrupule. Încercați pe cât posibil să economisiți resursele, să nu mai faceți risipă și să alegeți variantele cele mai puțin destructive atunci când vine vorba de mediul în care trăim și ne desfășurăm. Vorba aia, nu te... acolo unde mănânci. Și nu doar mediul va fi mai curat și mai sănătos, ci și buzunarele dumneavoastră vor fi mai pline. Considerând că bunul simț primează, sunt convins că ați înțeles care-i treaba, iar restul cuvintelor sunt de prisos. Pe data viitoare. Baftă!